Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun un bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră la început de săptămână. Începem seria noastră de emisiuni în forță și astăzi tratăm un subiect pe care personal am dorit să-l abordez cu câteva luni în urmă. În presa creștină din România, anul acesta am avut o sărbătoare, de fapt este un an aniversar pentru colegii noștri de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, așa că invitata mea din seara aceasta este doamna Cristina Olariu, director RV Timișoara. Cristina, bine ai revenit la noi în emisiune! Bine te-am regăsit, Cătălin! Bine am regăsit pe toți cei care ne urmăresc la această oră! Mă bucur că în cele din urmă am reușit să facem emisiunea aceasta sau am început să facem emisiunea aceasta și nu puteam trece nepăsător peste sărbătoarea aceasta frumoasă pe care, în mod, să spunem așa, providențial, voi ați numit-o de 25 de ani împreună. Trebuie să fim alături de voi și la bucurie și, bineînțeles, și atunci când sunt provocări, ca să nu zic necați, și la bucurie și la provocări. Iar aniversarea voastră de 25 de ani în spațiul acesta mediatic românesc și nu numai din România, aș vorbi chiar de diaspora românească, este un moment care trebuie marcat inclusiv de noi aici la Productions Media. Suntem o echipă care lucrăm de ceva ani împreună, așa că am onoarea de a sta de vorbă cu tine, tu în calitate de director, iar eu de coleg de aici de emisie, și vreau să vorbim puțin despre ceea ce reprezintă evenimentul acesta pentru voi, anul acesta aniversar, și mai mult câteva lucruri despre ceea ce s-a întâmplat, practic modul în care mâna lui Dumnezeu s-a văzut la lucru în tot ce a însemnat Radio Vocea Evangheliei Timișoara, încă de la începutul până în zilele noastre, și bineînțeles spre final aș dori ca împreună să discutăm puțin și despre planurile voastre sau cel puțin gândurile cu care ați început anul acesta și dorințele voastre, nevoile voastre și tot ce înseamnă lucrarea aceasta mai departe. În primul rând vreau să te întreb cum vă simțiți sau tu cum te simți ca și lider al acestei echipe, al echipei Radio RV Timișoara, cum vă simțiți la această frumoasă aniversare, un sfert de secol? Tineri și pe val, adică tineri și exact în momentul și în locul în care trebuie. Suntem într-un moment de mari oportunități pe care Dumnezeu ne-a descris. Și atunci când spun lucrul acesta, îl spun nu chiar în acord cu neapărat cu emoția momentului, ci în acord cu scopul pe care Dumnezeu l-a atașat acestei lucrări. Existăm în acest oraș, în această țară, în această comunitate să ducem Evanghelia și să comunicăm valorile creștine, foarte clar și foarte simplu. Și atunci când știi scopul pentru care ești într-un anumit loc, poți și să-ți evaluezi bine munca, în ce măsură atingem scopul acesta, în ce măsură ducem Evanghelia, în ce măsură emisiunile noastre reflectă dorința noastră de a transmite Evanghelia, în ce măsură proiectele pe care le desfășurăm sub umbrela Radio Vocea Evangheliei reflectă misiunea pe care am primit-o. E așa de simplu, când îți cumperi o mașină de spălat, știi clar că vei pune rufe în ea și o să speli. În aceeași măsură, atunci când dezvolți o lucrare media, trebuie să știi foarte clar ce vrei. Dacă urmărești bani sau popularitate sau dacă interesul tău este împărăția lui Dumnezeu, absolut toate prioritățile și proiectele se vor alinia cu acest scop. Cristina, o întrebare foarte importantă apropo de misiunea și de prezența voastră la nivel local în Timișoara și în localitățile din județul Timiș, acolo unde sunteți recepționați. E o întrebare care ți-aș fi pus-o înainte de pandemie. Acum știu că activitatea voastră s-a extins la nivel național, sunteți deja vizibil la nivel național și internațional, deci nu e mai cazul să vorbim despre rolul vostru doar la nivel local, dar totuși vreau să spun așa, în momentul în care ați început să emiteți, dacă ți-aduce aminte, sau vreau să spun dacă cumva prezența voastră și-a găsit locul în spectrul acesta altor, să spunem, entități media pe care deja Timișoara le avea și, bineînțeles, oamenii pe care oamenii le ascultau, dacă vorbim de cealaltă posturi de radio, televiziunea locală, știu că aveți da, inclusiv mai multe posturi locale. Practic, a fost nevoie de ceva ca Radio
Vocea Evangheliei Timișoara să-și facă prezența acolo, sau pur și simplu nevoia aceasta a descoperit-o în timp? Cătălin, ideea e că Radio Vocea Evangheliei este altceva. De la muzică, mesaje, invitați, conținut, ton, este altceva. Dacă scopul nostru este să ducem Evanghelia, emisiunile, știrile nu sunt focalizate pe ideea scandalului sau a aduce lucruri care să atragă audiența sau să crească, a breaking news-urilor care atragă audiența. Scopul nostru este să vorbim oamenilor că pot să fie salvați, că pot să fie recuperați, că pot să fie strămutați în împărăția lui Dumnezeu. Și comparativ cu toate celelalte posturi de radio, nu există alte radiouri locale sau naționale care să fie în Timișoara și care să transmită acest mesaj, nici televiziuni locale. Și atunci, cred că nevoia oamenilor cea mai mare de departe este de mântuire. Nu de bani, nu de bunăstare, nu de nici măcar de sănătate. Oamenii își urează unii altora sănătate că e mai bună decât toate. E bine, într-o bună zi, cât de bună poate să fie sănătatea, totul se încheie. Când jocul se încheie, totul se pune în cutie. E titlul unei cărți. Și în momentul acela te întâlnești cu Dumnezeu. Așa că de departe, cel mai important lucru este ca omul să-L cunoască pe Dumnezeu. Iar un post de radio care îți vorbește despre cea mai importantă relație din universa ta cu Dumnezeu e indispensabil. Dacă măsor ceea ce... E clar că eu vorbesc din prisma unui om care în fiecare zi îl caută pe Dumnezeu și caută să descopere voia Lui. Sunt oameni care nu fac lucrul acesta. Dar indiferent din ce punct de vedere abordăm lucrul acesta, cel mai important lucru pentru un om este să câștige, să-și câștige sufletul, dacă îl citezi pe Mântuitorul care spunea ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Da, este loc, este nevoie, primim feedback din partea oamenilor care au fost atinși de puterea Evangheliei. Un singur exemplu, dacă îmi permiți, nu vreau să vă răspund foarte lung. Erau în biserica mea și erau candidați la botez care vorbeau de mărturia lor și unul dintre candidați împărtășește cu biserica povestea lui și spunea: am avut un accident, am ajuns imobilizat și nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu și am zis: Doamne, dacă existi, ajută-mă să merg din nou și am să mă întorc la Tine. Și după o perioadă de timp, omul a început să meargă. Dar a uitat de promisiunea lui și au trecut 10 ani în care nu i-a păsat deloc de Dumnezeu, a uitat total de promisiunea lui. Și mergea prin oraș și întâmplător, așa cum putem noi denumi întâmplător, dă peste un post de radio, Radio Vocea Evangheliei, evident. Întâmplător dă peste acest post de radio și tot întâmplător, realizatorul emisiunii în acel moment pronunța următoarele cuvinte: dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, dacă ai făcut o promisiune lui Dumnezeu, nu întârzia să o împlinești, pentru că lui Dumnezeu nu-i plac cei care își încalcă promisiunile. Atât de puternic l-au marcat aceste cuvinte, încât îmi spunea la microfon acest om: am ajuns în fața cazinoului, am pus mâna pe clanță și nu am mai putut intra. În 2 luni a găsit o biserică, era chiar biserica din care eu făceam parte, a urmat un curs de catecheză, a stat de vorbă cu păstorii și a dat viața lui Hristos. Atât de puternic a fost amprentat de acest mesaj. Am făcut o promisiune, iar eu mi-am permis să o dezonorez și lucrul acesta mi-e transmis prin intermediul unui post de radio. Și făceam mărturisirea aceasta în biserică, Cătălin, mi s-a umplut ochii de lacrimi. Am gândit, dacă toți anii ăștia am lucrat la radio pentru omul acesta și să facilitez o întâlnire atât de miraculoasă între un bărbat și Dumnezeu, a meritat cu prisosință. Așa este, pentru că dacă ar fi să comparăm, să spunem, celelalte trusuri de presă, care sunt până la urmă niște societăți comerciale care se aliniază tuturor celorlalte companii. Există o investiție, trebuie să existe niște cheltuieli și apoi, bineînțeles, la sfârșit se calcă un profit. Până la urmă, totul se întâmplă între cei doi mari, să spunem, factori determinanți, care se numește profit and loss în limba engleză, da? Cât ai cheltuit și cât ai câștigat. Când vorbim despre o agenție de presă, când vorbim despre un trus de presă creștin, când vorbim de Radio Vocea Evangheliei Timișoara, câștigul nu cred că se poate, să spunem, contoriza în câți bani vă rămân la sfârșitul anului, că cu siguranță nu este cazul, ci cât oameni au avut cuvântul lui Dumnezeu. Până la urmă, misiunea voastră, așa cum ai spus, este aceea de a fi semănătoarea Evangheliei, de a duce Evanghelia. Apoi, restul e treaba lui Dumnezeu. Cum seamănă, cum udă, cum
îi face pe oameni să mai audă. Asta este extraordinar și până la urmă trebuie să înțelegem că presa creștină asta ar trebui să facă, să fie mediul prin care Cuvântul Lui Dumnezeu ajunge până la marginea Pământului și voi faceți lucrul acesta, iar inclusiv emisiunea aceasta pe care noi o filmăm acum este, să spunem, disponibilă până la marginea Pământului, oricine o poate accesa folosind atât aplicațiile social media și, bineînțeles, înregistrările care se găsesc pe canalele noastre. Cristina, este un lucru extraordinar și vă felicit. Dumnezeu a lucrat cu putere între voi și echipa voastră este o echipă extraordinară. Hai să vorbim așa, dacă toți suntem la aducerea acestea înainte, la moment aniversar, de obicei ne aducem aminte sau ne place să ne aducem aminte de momentele cele mai frumoase. Dar înainte de a vorbi și despre asta și a te întreba care sunt poate punctele cele mai importante în istoria aceasta pe care noi o știm, că cu siguranță există și o istorie pe care o știe numai Dumnezeu. Noi nu știm de câte ori Dumnezeu ne-a protejat, noi nu știm de câte ori Dumnezeu a intervenit în viețile noastre, eu nu știu de câte ori putea să cadă internetul și totul să nu cadă, da? Sunt lucruri pe care Dumnezeu le face și noi nu știm despre ele, dar hai să vorbim puțin despre cele care măcar le știm sau le-am simțit, am fost martor cu ele și dacă ar fi să ți-aduci aminte unul, două momente dintre acestea în care l-ai văzut pe Dumnezeu cu putere intervenind în mijlocul vostru și, bineînțeles, lucrând cu putere și dându-vă izbândă până la final. Mi-e așa de greu să selectez din multitudinea. Sunt atât de multe, Cătălin, încât nepoții noștri vor putea să audă despre toate. Dar am să mă refer la un punct oarecum culminant. Pentru cei care nu știu, Radio Vocea Evangheliei este o rețea de 10 radiouri care sunt răspândite în toată țara. Imediat după Revoluție, creștinii n-au fost așa de preocupați să deschidă posturi de radio în vremea în care licențele s-ar fi putut obține mult mai ușor. Treptat, prima oară s-a obținut o licență la Suceava, apoi Sibiu și au pornit încetul cu încetul să primească celelalte orașe și să se liciteze pentru ele. Timișoara a primit în 1995 două ore, din 96 a început să emită efectiv și aceste două ore, timp de 17 ani, nu au putut să fie extinse nicicum. Împărțeam licența cu un post de radio laic local, două ore între ora 18 și 20. Pentru oricine știe radio, știe că 18-20 e intervalul cu cea mai mică audiență în radio. Acela e intervalul dedicat televiziunilor. Iar noi aveam acele două ore puține între 6 seara și ora 8, timp de 17 ani. Am licitat de nenumărate ori, a fost un efort continuu. În 2011 a fost un an de criză majoră și atunci îmi amintesc că a venit la mine un om reprezentativ, un om politic și s-a uitat în ochii mei și mi-a zis în felul următor: Cristina, aș vrea să înțelegi că niciodată nu veți avea mai mult de două ore. Absolut niciodată nu veți avea. Sunteți la granița cu Ungaria, cu Serbia. Timișoara e o miză mult prea mare politică. Voi sunteți prea mici și neînsemnați. Nu veți putea obține. Trebuie să te obișnuiești cu ideea. Nu știu dacă mă crezi, dar acela a fost momentul în care am știut sigur că vom avea mai mult. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune că ai cancer, nu ai nicio șansă, dacă Dumnezeu te scapă bine, dacă nu, nu. Cam așa am fost eu, în momentul am realizat că depind 100% de Dumnezeu, de niciun fel de alt efort, de concursuri care se dădeau, de licitații, de intervenții. Nu, absolut nimeni și nimic nu ne poate ajuta decât Dumnezeu. Și ce am făcut? Era un moment de criză financiară majoră, lipsă de credibilizare a acestei lucrări. Am făcut un lucru foarte simplu, ceea ce trebuie să facă orice creștin. Am mers cu echipa, nu eram nici nu știu ce echipă, atunci eram puțin de tot, era începutul acestei lucrări. Am mers cu echipa din biserică în biserică și am început să-i chemăm pe oameni la post și rugăciune împreună cu noi. Am început noi să ne rugăm, pur și simplu, să punem timp deoparte de post și de rugăciune și să chemăm bisericile din Timișoara una după una la rugăciune. Și s-a întâmplat un lucru extraordinar. Ne-am dus în Africa, am fost chemați să plantăm un post de radio acolo și când am ajuns acolo erau primele teste ale unui post de radio creștin în sudul Ugandei. Africanii atunci când se bucură, dansau, strigau, plângeau și eu eram așa de emoționată de bucuria lor, pentru că ei se rugaseră timp de 10 ani pentru un post de radio creștin, n-aveau bani, habar n-aveau cum se face radio, erau muritori de foame, dar postiseră și se rugaseră 10 ani pentru un post de radio creștin, iar eu aterizasem acolo ca un răspuns la rugăciunile lor. Și a fost încă un moment în care am înțeles că dacă te rogi, lucrurile se întâmplă, se mobilizează. La o lună de când m-am întors din Africa, am primit un telefon de la București, în care am fost anunțată că cererea noastră a fost aprobată și că vom avea
22 de ore. Două ore e Vocea Speranței în partaj cu noi, dar e o frecvență unitară în care e doar un canal religios. Și ce a fost și mai interesant e că un an mai târziu am reușit să luăm și un post de radio la granița cu Serbia, 9 FM, și să emitem și de acolo. Și mă gândeam, i-am cerut lui Dumnezeu împreună cu bisericile 24 de ore, dar în realitate emitem 22 de ore în Timișoara, 24 emitem la granița cu Serbia și mai avem o oră pe Radio Galaxy. În total sunt 26 de ore. Și 46 de ore și mă gândeam că uneori îi cere mult prea puțin lui Dumnezeu, el e dispus să dea mult mai mult decât noi cerem. A fost un moment foarte emoționant pentru noi. De atunci emitem 22 de ore din 2012 și am putea spune, e un, ca o piatră de aducere aminte. Atunci când începi să te rogi pentru lucruri, ele se întâmplă. Și ce s-a întâmplat interesant pe parcursul acestor ani, în cel puțin în ultima decadă, a fost un proces de... de coagularea comunității locale în jurul mai multor proiecte pe care tot Dumnezeu ni le-a pus pe inimă. Bisericile au început să vină împreună. Au început, la început în jurul unor evenimente pe care le-am conceput împreună și tu, Cătălin, împreună cu Prodocens Media, ați fost prezenți la ele. Mi s-a părut absolut, nici nu găsesc cuvântul, remarcabil, superb, ca într-un eveniment să vină creștini din toate bisericile din Timișoara, să văd inclusiv biserici contemporane sau conservatoare, biserici cu tineri sau cu bătrâni, să vină toți și să se angreneze ca voluntari. Au fost peste 200 de voluntari doar în aceste evenimente, dar nu doar evenimentele au adus bisericile împreună. Deși am ieșit destul de mult în oraș, prin evenimente, prin distribuire de materiale pe care le-am avut, flyere sau alte lucruri pe care le-am făcut, toate acestea au strâns comunitatea împreună. Și până la urmă m-am gândit că scopul unui radio este să îi pună pe copiii lui Dumnezeu, radio creștin, să îi pună pe copiii lui Dumnezeu împreună să lucreze pentru extinderea împărăției lui. Slavă Domnului! Și ați reușit să faceți lucrul acesta, ați spus cu succes. Bineînțeles, asta să nu se înțeleagă de către cineva că toate aceste evenimente, toate aceste activități pe care voi le-ați organizat nu au fost cu diversele lor probleme specifice, da? Până la urmă, fiecare lucrare și are provocările ei. Dumnezeu a fost mai puternic, Dumnezeu a fost cel care a fost la cârma lucrărilor acestea și până la urmă a zbiruit. Cristina, vorbeai despre echipă și e foarte important ca, a spune, în calitatea ta de director, de lider al acestei lucrări media în Timișoara, aveți o grămadă de lucruri, aveți o arhivă frumoasă, aveți emisiuni extraordinare, invitați deosebiți. Dacă ar fi să te uiți așa la, să spunem, cele mai importante componente a tot ce înseamnă radio Vocea Evangheliei Timișoara, care crezi că ar fi pentru tine cele mai importante? Adică care sunt acele, să spunem, lucruri, dacă putem să spunem așa, în mod generic, fără de care n-ai putea să lucrezi? Oamenii, categoric. Asta până așteptam. La urmă, să știi că și companiile laice bune recunosc că cele mai importante resurse pe care le au sunt resursele umane. Calculatoarele le schimbi oricum, sediile le poți schimba și poți închiria altele, dar oamenii care sunt implicați în compania ta dau și fac diferența. E bine, oamenii care sunt implicați în radio sunt oameni care iubesc pe Dumnezeu cu toată inima lor, sunt onești, sunt dedicați 100% lui Dumnezeu, sunt capabili să slujească zi și noapte dacă îl sun la două noaptea pe oricare dintre ei și spui că e nevoie, dispus să facă ceva de dragul Domnului. Oameni care nu trebuie împinși de la spate să facă, există un foc interior, e incredibil să lucrezi cu oameni din ăștia. Eu sunt atât de recunoscătoare, Dumnezeu e cel care a ales echipa, eu nu puteam să văd în interiorul inimii nici unuia dintre ei ce este de fapt. Dar Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare și pe mine, pur și simplu m-a chemat Dumnezeu fără măcar să mă fi gândit vreodată la domeniul acesta sau să-mi fi imaginat. Îmi dau seama, identific foarte clar că e chemarea lui Dumnezeu, sunt abilitățile pe care El le dă, darurile pe care El le pune în fiecare persoană. Și dacă mă uit la echipa RVE Timișoara, e mai tânără decât mine, ceea ce îmi place fantastic, îmi place entuziasmul lor, dorința lor de implicare, pasiunea cu care vin cu tot felul de propuneri de proiecte, modul în care vedem împreună lucrurile. Suntem atât de diferiți ca personalitate, ca vârstă, ca biserică de proveniență, însă atât de uniți în misiunea și în lucrurile care ne ard inima cu adevărat. Împărăția lui Dumnezeu.
Nu pot să fac decât să confirm cele spuse de tine. Aveți o echipă extraordinară, o echipă bine pregătită, gata să slujească, și asta este lucrarea lui Dumnezeu. Va binecuvânta cu aceste resurse umane, așa cum se numesc ele în celelalte companii, de calitate, oameni bine pregătiți, oameni care sunt gata să lupte pentru ca Evanghelia să se ducă până la cele mai îndepărtate colțuri. Cristina, vorbeam despre momente și, să spunem așa, momente cheie din viața voastră, din istoria voastră, de aproape, acum putem spune deja, de peste un sfert de secol. Istorie în care, cu siguranță, au fost și momente foarte, foarte dificile. Acum am vorbit de bucurie. Hai să vorbim un moment în care chiar te-ai simțit poate puțin mai slabă în credință, sau să spunem așa, mai descurajată, dacă pot să spun. Încerc să-mi aleg cu bine cuvintele, pentru că știu că până la urmă faptul că suntem astăzi față în față este o biruință și asta e clar mâna lui Dumnezeu, dar trebuie să recunoaștem că până la urmă suntem oameni. Am vorbit despre resursa umană, dar până la urmă toți suntem oameni, și în momentul în care stai în fața acestui, să spunem, unei armate de tot felul de duhuri, și în care bătălia aceasta spirituală este la cote maximă, aș vrea să-ți aduci aminte de un moment în care ai simțit, să spunem așa, tăișul sabii dușmanului, care știm cine este, dar cu siguranță, numai din ce mi-aduc eu aminte de momentele acestea, și hai să ne aducem aminte chiar anul trecut sau acum 2 ani, în care ați trecut și voi prin tăișul sabiei acesteia, cu diverse, să spunem, măsuri nedrepte care s-au luat asupra voastră. E doar un moment de care mi-am să aminte. Dar cu siguranță probabil au mai fost și altele. Suntem într-o luptă spirituală. Sunteți într-o luptă, să spunem, acerbă în fața celor de acolo, și dacă îți aduce aminte un moment dintre acesta, m-aș bucura să-l aud. Au existat multe momente, și orice ostaș care e înrolat într-o bătălie are înfrângeri și momente în care uneori câștigă, alteori învață, dacă e să-l citesc pe Maxwell. Momente în care îți dai seama că n-ai luat cea mai bună decizie, sau îți dai seama că sunt atât de multe piedici încât ți se pare aproape imposibil realizarea lor. A existat un moment de început în care am fost cu foarte multe datorii, atât de multe datorii, în afară de cele doar 2 ore pe care le aveam și lipsa de credibilizare a unui instrument atât de puternic. Și mi-am amintesc că am fost așa de apăsată de ideea că eu nu am de unde să scot bani. Adică eu nu sunt om de afaceri, n-am experiența aceasta, nici nu-mi place să cer bani. Și știu că m-am frământat destul de mult. Au fost vreo 3 nopți în care n-am dormit și am zis lui Dumnezeu: Doamne, dacă Tu dai bani pentru lucrarea aceasta, vor fi, dacă nu, eu pur și simplu nu am de unde să fac rost. Și Dumnezeu mi-a zis doar un singur lucru: fă-ți partea ta, eu mi-o fac pe a mea. Și a fost așa de puternic mesajul ăsta, iar în șase luni toate datoriile s-au achitat, fără ca eu să fi strălucit într-un anumit moment sau să se vadă ceva calități manageriale extraordinare, ci a fost pur și simplu mâna lui Dumnezeu. Nu a fost singura ocazie în care am văzut mâna lui Dumnezeu supranaturală. Îmi spuneai acum un an, doi, că au existat ceva atacuri și piedici. Am primit pur și simplu o cerere absurdă să ne schimbăm emițătorul și să montăm niște echipamente noi după ani de emisie în aceeași locație, în aceleași condiții. Și am cumpărat un emițător nou care a fost o sumă foarte mare. Așa de repede a trebuit să facem manevra asta, încât nu am avut timp să strângem bani, am avut timp să vorbim cu oameni despre lucrul acesta. Și, evident, foarte interesant, în ziua în care a venit factura pentru emițător să o primim, cineva mă sună și îmi spune că vrea să-mi facă donație exact suma asta. Niciodată n-am mai făcut donația aceasta. Nu îmi trecuse prin cap să vorbesc cu acest om. Nu i-am cerut bani vreodată. Mi-a fost așa de clar că Dumnezeu organizase absolut toate lucrurile. Și ce e interesant e că în acest decembrie am primit un mesaj de la radioul din Africa pe care l-am înființat. Mi-au trimis un mesaj că emițătorul lor s-a ars și că nu mai pot să emite liniște totală pe post. Și am zis, într-un mod abuziv, noi am
schimbat un emițător bun cu un altul performant, Dumnezeu ne-a dat bani pentru cel performant, de-abia apuc să iau acest emițător pe care noi l-am înlocuit și să-l trimit lor în Africa, lucru pe care l-am și făcut. Și am primit mesajul în urmă cu o lună din partea celor din Africa spunând, emisia merge lună, emitem de pe emițătorul vostru, am fost așa de binecuvântați. Și m-am gândit ce extraordinar e Dumnezeu cum a reușit să scoată o situație care... prin care noi ne-am simțit încolțiți, să scoată din ea ceva atât de frumos, am fost binecuvântați, am putut să și să binecuvântăm pe alții și am crescut împreună. Anul trecut a fost un an al pandemiei și pentru noi și pentru voi o provocare foarte mare. Dacă în luna martie majoritatea firmelor închideau și lucrau de acasă sau își opreau, intrau în șomaj tehnic, am stat câteva zile în rugăciune frământându-mă ce o să facem noi ca echipă. Vom trăi din rezerve, vom plăti doar jumătate din salarii, vom intra în șomaș tehnic, care e cea mai bună decizie pentru noi? Și mă rugam și ne întrebam pe Dumnezeu, Doamne, e lucrarea ta, ce vrei să facem mai departe, care e pasul următor? Și atunci mi-am amintit că în toți anii aceștia în care am avut bani să ne plătim facturile, să fim la zi cu toate plățile, am spus întotdeauna, meritul nu este al nostru, este Domnul cel care ne dă banii aceștia. Oare în timp de pandemie și criză nu este același Dumnezeu care poartă de grijă și care achită toate facturile? Și m-am simțit puțin rușinată de îngrijorarea mea și am zis, nici vorbă, nu ne oprim, vom continua cel puțin la fel ca până înainte. Și de fapt am continuat mai acerb decât înainte, am venit și sâmbătă și duminica și dimineața și seara și am fost live în continuu. Într-o perioadă în care bisericile își sistaseră slujbele și încercau să facă tranziția înspre mediul online, am organizat inclusiv ore de rugăciune online, live pe Facebook și pe toate canalele. Și ceea ce a fost interesant, la finalul acelei luni, audiența noastră depășise 700.000 de oameni, în contextul în care, în mod obișnuit, Timișoara are 300 și ceva, aproape 400.000 de locuitori, și dacă ne-ar fi ascultat toți unul lângă altul, ceea ce e absurd, nu există un post de radio sau TV care să aibă audiența aceasta, tot nu am fi avut atât de mulți ascultători. Și am înțeles atunci că adevăratul profit, adevăratul câștig, dacă e să reluăm începutul discuției noastre, îl reprezintă sufletele câștigate pentru Hristos. Nu suntem avizi după cifre care reprezintă popularitatea noastră, dar suntem atât de flămânzi după oameni care îl întâlnesc pe Hristos și au un timp personal cu El. Și cred că în timp ce îți menționez momentele dificile, de fapt nu fac altceva decât să-ți arăt momentele și cadrele în care Dumnezeu s-a văzut și mai bine și s-a văzut și mai clar că nu este vorba de, eu știu, o îndemânare specială omenească sau abilități ieșite din comun din partea noastră, ci e vorba de Dumnezeu care iese în evidență în cele mai dificile și critice și pline de slăbiciune momente ale noastre. Slavă Domnului! Mă bucur să aud despre aceste momente. Îmi aduc aminte și v-am urmărit și vă urmăresc și acum cu mare drag. Sunt unul dintre cei care participă încă la ora aia de rugăciune de la ora 6 dimineața, pe care colegul tău Raul o face, e o oră extraordinară și, într-adevăr, impactul vostru s-a văzut foarte mult. A spune că prezența este în creștere, prezența voastră online, temele sunt din ce în ce mai atrăgătoare, dar pe, să spunem așa, pe temele de care societatea nu prea vorbește și atunci voi faceți lucrul acesta, așa că e o lucrare extraordinară. Cristina, vreau să trecem puțin acum într-un cadru general de la ceea ce faceți voi. Vreau să vorbim puțin despre jurnalismul creștin, da? Despre ceea ce faceți voi acolo, prin undele radio și, bineînțeles, acum și prin transmisiile live, pe video, pe Facebook, pe YouTube, pe care le faceți deja, intrați în zona aceasta a televiziunii online. Și mai ales despre nevoia unei asemenea activități și, aș spune, de o creștere a acestei activități în folosul creștinilor, bineînțeles, și apoi și a celorlalți oameni care ar dori și au nevoie de o asemenea informare. Presa, dacă te uiți în mediul online, cel puțin în social media, se critică foarte mult ceea ce a făcut presa, ceea ce face presa de când a început pandemia și în zilele acestea. Practic, încrederea cred că este la o cotă foarte scăzută datorită diverselor activități, datorită implicații, legături, să spunem, inclusiv finanțări pe care presa centrală, ca să pot să zic așa, mainstream media, să folosesc un cuvânt foarte cunoscut, îl face.
Și oamenii nu mai au încredere, nu mai au încredere în ce aud la televizor, nu mai au încredere în ce se aude pe la alte posturi de radio, presa online la fel. Așa că pentru unii și în special pentru comunitatea creștină, îți spun acum, îți fac și o mărturisire pe care cu siguranță ai mai auzit-o poate, comunitatea creștină are o nevoie anume, de aceea de a fi informată corect și de a forma opinii corecte. Ceea ce faceți voi se încadrează foarte bine în lucrul acesta. Acum, întrebarea mea este următoarea. Care este rolul presei, sau să spunem așa, lucrărilor de presă creștină, că până la urmă sunt așa câteva puncte răzlețe pe harta aceasta a României, n-aș putea spune că avem niște trusturi puternice de presă, fiecare încearcă să facă cele cu putință. Care crezi că ar fi rolul important, pe lângă faptul de acela de a duce Evanghelia? Așa să o faceți voi și o facem și noi și o fac și alții. Pe lângă de a duce Evanghelia, în raport cu ceea ce se întâmplă astăzi în realitate, ține minte, deci vorbim despre lucrurile pe care toată lumea le vede, toată lumea le simte și ăla credinciosul și cel necredinciosul le percepe poate la fel. Care este rolul acesta în afara de a duce Evanghelia al presei creștine? E cumva legat și de scopul nostru. Ducem Evanghelia și vorbim despre valorile creștine. Pentru că lumea noastră a schimbat etichetele de pe produse și nu mai știi nici ce e bine, nici ce e rău. Pentru că există o dezinformare masivă și o cultură a fake news-urilor. Pentru că minciuna este trecută drept adevăr. Rolul nostru este să ieșim cu adevărul. Nu că noi suntem adevărul, Hristos e adevărul. Noi încercăm să-L cunoaștem pe Hristos, să ne apropiem de El și să-L facem cunoscut altora. E atât de mare nevoie de cineva care să echilibreze balanța. La orice post de televiziune te uiți, îți dai seama dacă e cu USR-ul, dacă e cu PNL-ul, dacă e politic, dacă e divertisment, dacă e can-can. Adică cel puțin noi care deja avem ochiul format, e atât de evident. Dacă ai o anumită afiliație politică sau ideologică, te identifici cu un anumit canal media. Dar dacă vrei să afli adevărul, este cineva care să ți-l comunice așa cum este, în așa fel încât tu poți să tragi o concluzie și să-ți dai seama ce e minciună și ce e adevăr? Cred că ăsta este rolul nostru, Cătălin, și prin faptul că faceți selecție a atâtor materiale, le traduceți și le puneți pe peretele vostru de socializare, nu faceți altceva decât să încercați să-l puneți pe un față-înfață cu adevărul. Vorbeam puțin mai devreme cu o jurnalistă și îi spuneam, nici măcar instituțiile media în care altădată aveai atât de mult încredere. Ea și-amintea de începuturile radio când aștepta să vină ziarele și chiar îl plătea pe poștaș să le aducă la studioul lor de radio întâi ziarele și să facă știrile și fiecare știre era credibilă și era documentată și era din trei surse. E bine, ce se întâmplă acum? Nici măcar în BBC n-ai încredere, pentru că știi clar dacă e împotriva lui Trump sau nu. Știi exact o instituție media care, chiar dacă are un nume de răsunet, pe care paletă politică se situează. Încercăm, prin ceea ce oferim, să prezentăm lucrurile așa cum sunt și să luăm Scriptura și să le arătăm oamenilor de fapt că Dumnezeu de dinainte vorbea de lucrurile acestea. În niciun caz nu ne rijăm în, eu știu, mari cunoscători, virusologi, părerologi. Încercăm să invităm pe oamenii care au competențe în domeniul acesta și să vorbim cu ei. Dar cred că ceea ce ne diferențiază de mainstream și de ce se întâmplă acum în lumea aceasta media e intenția. Nu dorim să-i manipulăm pe oameni. Nu dorim să-i atragem în barca noastră. Nu dorim să îi tragem de o anumită parte politică, să voteze într-un anumit fel. Ceea ce ne dorim în primul rând, este ca ei să fie liberi, să cunoască adevărul, să fie liberi și să poată lua decizii corecte pentru viața lor, pentru țara noastră, pentru noi înșine. Motivația asta e foarte diferită față de ce se întâmplă acum în lumea politică. Spuneai ce nevoie este, categoric e nevoie de oameni formați în domeniul acesta. Oameni născuți din nou, oameni care să cunoască Scriptura, oameni care să o și trăiască și care să fie formați în domeniul media și să-și dorească să vorbească. Și dacă ajungem în punctul ăsta, aceasta e una din dorințele, misiunile și proiectele noastre cele mai importante, să formăm oameni, să înființăm o școală radio, o școală media în care să formăm jurnaliști de calitate mai buni decât noi, care în generația lor să fie, să strălucească, să fie Evanghelie vie.
vorbim și noi și trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc că până la urmă și voi și noi suntem oameni, suntem cu aceleași probleme, cu familiile noastre, cu necesitățile noastre, cu grijurile noastre și n-aș spune că suntem niște supra-oameni care avem, nu știu, dublu timpului pe care l-are un om obișnuit, avem același număr de ore la dispoziție, aceleași provocări, dar am decis pe lângă ceea ce facem să putem duce și misiunea aceasta la capăt. Cristina, nu te las până nu mai vorbim despre un aspect al activității voastre. Am înțeles, echipa media, o echipă extraordinară, vă faceți să spunem, misiunea de jurnalist creștin cu responsabilitate, cu dedicare și asta este un lucru extraordinar. Pe lângă asta voi mai faceți ceva. Și pentru mine ăsta este un alt lucru extraordinar pe care postul vostru de radio îl face, este implicarea în activitățile educaționale, sociale, pentru că dacă nu mai ar fi să-ți enumăr eu ce știu, ați fi câteva. Și vreau doar să-ți aduc așa aminte, poate ai uitat despre proiectul cu Oltenia, copiii din Oltenia. Vreau să vorbesc despre ghiozdane, despre alte activități pe care le-ați făcut, ajutorarea copiilor cu probleme, activitățile acestea pro-viață în care a fost implicat și multe, multe, lucrarea cu refugiații și multe alte. Te rog frumos să-mi spuneți, domne, ce vă motivează să treceți dincolo de bariera aceasta? Jurnalistul știu că trebuie să vorbească despre, dar voi faceți ceva mai mult decât a vorbi despre aceste lucrări, ba din potrivă sunteți persoane active implicate în asta. Iubim pe oameni, Cătălin. Răspunsul e foarte simplu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îți dai seama că ce iubește Dumnezeu cel mai mult pe pământul acesta sunt oamenii. Pentru ei, de dragul lor, și-a trimis Fiul să moară. Prin urmare, modelul lui îl urmăm. Dacă ai scopul acesta în minte, vei fi înconjurat de o mulțime de oportunități să manifesti lucrul acesta. Spuneai de proiectul cu Oltenia, ne gândeam la țara noastră și la modul în care am putea să influențăm o generație. Ne uitam spre, eu știu, lista premierilor României, o bună parte din Oltenia s-au dus. Și am gândit ce am putea face noi în așa fel încât să avem un premier, dacă tot e predominant Oltenia în șirul premierilor, un premier care să fie născut din nou, să-L cunoască pe Dumnezeu, să trăiască cu El, să aibă valori creștine, să reflecte aceste valori creștine. Și atunci, exact aceasta este motivația pentru care am pornit proiectul 1000 de copii din Oltenia în tabere creștine. Am chemat la noi de studio organizatori din mai multe tabere și de la București. Au venit, eu știu, vreo 90 organizatori de tabere cu renume mare. Și le-am prezentat proiectul. Vrem să organizăm pentru 1000 de copii tabere. Voi să le organizați, noi să strângem fonduri pentru ei și să căutăm, noi ne ocupăm de partea logistică, voi organizați pur și simplu taberele. Și oamenii aceștia au fost foarte uimiți. Am zis, niciodată n-am mai făcut o tabără în care să vină exclusiv copii care n-au nicio treabă cu Dumnezeu și să organizeze aceste tabere. Și mi s-a părut așa interesant. Am zis, s-a mai făcut jumătate-jumătate, 50-50, dar niciodată exclusiv. Și încă și olteni, care știm că-s cu vână și sunt așa foarte dinamici. Și până la urmă, dintre toți cei care au venit atunci, 7 au picat de acord că vor organiza aceste tabere. Ceea ce a fost interesant, m-a întrebat unul dintre ei, ce buget aveți? Inițial zero, le-am spus, zero. După ce am făcut calcule, ne-am dat seama costul fiecărui loc pe care un copil îl ocupă în tabără, cu transport, cu absolut tot, era în jur de 100 de euro, depășea cu mult tot bugetul nostru, tot ce ne-am putut imagina. Și mi-amintesc că seara aia m-am rugat și am zis, Doamne, aș vrea să dai banii ăștia nu ca să mă liniștești pe mine, ci ca să dai aripi acestor oameni, să aibă curajul și îndrăzneala să organizeze ei mai departe astfel de proiecte. În final, nu au fost 1000 de copii, au fost 1230 de copii în aceste tabere, pentru că erau orfelinate care spuneau, noi voiam să luăm din toată Oltenia și am sunat la biserici, am sunat, bisericii au spus, noi nu avem copii. Am sunat la cluburi sportive, la cluburi de șah, la de mirce organizații am găsit, școli. Și am strâns acest număr. Unii spuneau, nu putem să vă trimitem doar 20 de copii cât ne-a cerut, că noi suntem 25 în acest orfelinat. Evident, a trebuit să-i luăm pe toți 25 cu instructori, cu toți organizatorii. Cătălin a fost unul din evenimentele și din momentele cele mai emoționante. Știu că m-am dus la finalul săptămânii după prima serie, nu pot să spun ce emoționați eram, mă gândeam că vor dărâma așa tabăra piatră cu piatră. Ne-am dus la una dintre aceste tabere și când am ajuns pe vineri seara, sâmbătă se încheia tabăra, vineri seara am găsit acolo o mare de vreo 100 și ceva de copii, plângeau tot și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, ce-o fi cu copiii ăștia, nu le place mâncare, or fi supărați de ceva. În realitate,
copiii aceștia se pocăiau de păcatele lor, plângeau și nu mai doreau să plece de acolo. Aveam secvențe filmate cu ei, copii care spuneau, am fost ateu, n-am avut nicio treabă cu Dumnezeu, nu mi-a păsat de asta, viața mea s-a schimbat. Au fost copii care niciodată n-au citit Biblia, alții care niciodată n-au făcut duș, se spălau în curte cu ligheanul. Copii din toate mediile, și copii din familii bune și copii din medii mai defavorizate, tuturor li s-a oferit șansa aceasta de a îl cunoaște pe Hristos și de a avea o săptămână într-o tabără creștină, să fie expuși unui alt mediu. Sunt mărturii extraordinare. Ce e interesant despre modul în care a fost achitat acest proiect. Nu a existat un investitor să vină și să pună banii pe masă. Au fost oameni din toate mediile sociale care au plătit. Ce-mi amintesc, una dintre cele mai emoționante mărturii legate de felul în care s-au strâns banii, o femeie care a venit la noi la studio și a spus, soțul meu e închisoare, eu am doi copii și aș vrea să achit tabăra pentru doi copii din Oltenia. Aș vrea să le ofer o șansă celor altor doi copii. Mi s-a părut foarte emoționantă această femeie care, din puținul ei și într-un moment de criză, dorea să facă ceva pentru încă alți doi copii care pot să primească o șansă. Și Dumnezeu ne-a învățat ce puternică e comunitatea, cum s-au strâns oamenii, cum au donat, cum au vrut să se implice într-un proiect din acesta. Ne-au uimit, pur și simplu vorbeai de proiecte sociale în care ne-am implicat, am fost uimită de implicarea și dorința oamenilor de a face ceva dincolo de ei înșiși. Ne-am dus la refugiații din Ucraina, de exemplu, și voiam să le ducem, păstorii de acolo ne-au cerut ajutorul și au spus, sunt 2 milioane de refugiați aici, în zona aceasta de război, Donetsk. Și spuneam, am strâns tot ce am putut să strângem noi, dacă vreți voi să mai strângeți haine, ceva să trimiteți. Am luat un interviu simplu în studio, Cătălin. E bine, în 2 săptămâni s-au strâns 2 tiruri de mâncare, de haine, de pături, de încălțăminte care au fost trimise acolo. Ne ascultau oameni și un ascultător ne-a zis, eu aș putea să trimit un camion de cartofi dacă vreți. Am zis, asta este deja export, nu ne-am putea permite, dar am fost uimită de disponibilitatea oamenilor de a sări în ajutor și de a face ceva pentru ceilalți. În nenumărate alte proiecte, vorbeai de proiectul în care am mers cu ghiozdanele. Ne-am propus să strângem 50 de ghiozdane pentru o localitate defavorizată din județul Timiș. S-au strâns 70. E întotdeauna copleșitor răspunsul oamenilor care vor să facă ceva. Am avut un proiect la urgențe, la spitale, acum în cazul pandemiei nu mai poate fi desfășurat, în sala de urgențe, la așteptare, aparținătorii, de obicei stăteau ore în șir, neștiind ce se întâmplă cu cel care era în sistemul de urgențe. Va fi internat, va fi operat, va fi dat acasă. De unde știm asta? Colegul nostru, Raul, a ajuns de vreo 30-40 de ori la urgențe, soția lui l-a așteptat ore în șir și câte 8 ore. Și spunea, dacă aș fi avut un pahar cu apă, era și însărcinată în o anumită perioadă, dacă aș fi avut un pahar cu apă, lucrul acesta ar fi făcut diferența. Și aceasta a dat naștere unui proiect extraordinar în care mergeam cu voluntarii noștri, peste 200 de voluntari s-au implicat în acest proiect, cu o plăsuță în care puneam o sticlă de apă, un pachet de biscuiți, ceva dulce, un bilețel cu încurajare, un Nou Testament, o brușurică cu un devoțional, câte ceva de luat în gură atunci, imediat. E extraordinar să vezi reacția oamenilor și felul în care ei se schimbă. Am încheiat parteneriate cu spitalele pentru această acțiune. E uimitor să vezi, în primul an ne-am rugat noi de directorii spitalelor să ne dea accesul, în anul al doilea s-au rugat ei de noi să continuăm. Ne-au zis că de când facem noi această acțiune, cei din sala de așteptare sunt mult mai liniștiți și că așteaptă cu altă atitudine. Peste 35.000 de Noi Testamente au fost distribuite doar prin acest mod. Așadar, în sala de urgențe Dumnezeu ne-a plasat acolo un amvon și am putut în felul acesta să arătăm dragostea lui Hristos. Ce rol are radioul? Cred că îi strânge comunitatea în jurul ei. Îi pune pe oameni să arată că le pasă. Pur și simplu că le pasă. Sunt foarte multe proiecte în care am început așa. Un interviu cu un pastor care pleca în Africa și fura fântâni. Asta este iar un exemplu care mi-a venit. Și era Nelu Cebot atunci la microfon și el întreabă pe acest pastor, bun, beau apă oamenii, dar au după ce? Păi nu prea au, spune. Dar ce mănâncă oamenii ăia? Păi dacă ar avea o capră, capra paște destul de puțin și ar avea cu ce să o hrănească și ar hrăni o familie întreagă. Și cât costă o capră, întreba colegul meu? $100. Ok, spune Nelu. Timișoara, câte capre crezi că poți da pentru Africa? În 2-3 zile s-au strâns 30 și ceva de capre. Dar până la finalul perioadei s-au strâns peste 200 de capre. Capre nu fizic, pentru că unul din posturile de televiziune titra câte capre intră într-un avion, nu fizic, ci s-au strâns bani și au fost cumpărate acolo.
Au fost date la început păstorilor și apoi familiilor sărace și apoi, pentru că toți s-au strâns mai multe, până la urmă s-au strâns atât de multe încât a fost donată o turmă de capre unui spital unde erau internați nou-născuți, a căror mame erau moarte și nu aveau cu ce să fie alimentați, pentru că nu este lapte praf, nu este apă, nu este cu ce să hrănești un nou-născut, el este sortit morții. Avea o capră care să-i dea lapte, e o șansă de viață pe care o dea acelui copil. Și mi s-a părut așa admirabil, ne ascultau oameni din era cineva pe autostradă în Elveția și ne-a sunat și a zis și eu vreau să dau două capre, dar până la urmă zice, m-au sunat doi prieteni, trimit șase capre. Și apoi a sunat o femeie și a zis, să știți că eu nu am bani de capre, dar un picior aș avea. Și încet, încet, picior cu picior, s-au strâns toate aceste capre care arăta ce putere de mobilizare are o comunitate care se strânge în jurul unui scop în care crede și care aduce atât de multă binecuvântare pentru altcineva. Slavă Domnului! Extraordinară! Nu mai vorbesc de panourile acelea publicitare pe care le aveți în Timișoara. Adică dacă mergi prin Timișoara cu mașina, e imposibil să nu te întâlnești cu unul dintre aceste panouri. Sunt multe lucruri pe care le-ați făcut, ne-ar trebui ore întregi să discutăm despre ele. Trebuie să recunoaștem că pentru slava lui Dumnezeu, impactul vostru este major acolo și odată cu pandemia, a spune că impactul acesta a crescut exponențial pe toate meridianele lumii și slavă Domnului că este lucrarea Lui și El știe cel mai bine cum să o facă. Așa e. Cristina, hai să ne uităm puțin și spre viitor. Știu că aveți planuri, vă doriți să creșteți, dar cu siguranță sunt și chestii specifice pe care și voi vi le doriți și noi vi le dorim, bineînțeles. Hai să vorbim câteva lucruri despre poate cele mai urgente, să spunem, dorințe pe care le-ați avea. Pornind de la sediu, eu știu o problemă că de următorul la Timișoara, Radio Vocea Evangheliei Timișoara are nevoie de un sediu nou și încep cu ăsta. De apoi te rog să continui tu despre planurile voastre și despre nevoile voastre. Așa este, suntem într-un apartament mic la etajul 4, dar câte doamne n-au plecat din acest apartament mic. Și foarte interesant, pentru că e un spațiu așa de mic și imposibil să pui 200 de voluntari să lucreze de aici. De multe ori oamenii și-au deschis inimile și-au pus la dispoziție, unor biserici mici s-au pus subsolurile lor la dispoziție ca să se împacheteze toate coletele evanghelistice și toate lucrurile pe care noi am vrut să le trimitem oamenilor. Sau altădată un om și-a pus la dispoziție, avea o hală, în loc să o închirieze pentru firma lui, a pus-o la dispoziție pentru proiectul cu Ucraina. Dar asta nu ne face să ne descurajăm în a ne ruga pentru un sediu potrivit cu nevoile și cu proiectele acestui post de radio. Un lucru în care noi investim acum este segmentul acesta video, în care cred că trebuie să creștem. Și cred că cel mai important lucru în această perioadă este să ne jucăm rolul nostru de influencer, de oameni care schimbăm mentalități, care răsturnăm prejudecăți, care aducem adevărul și atunci ar trebui să fim exact acolo unde sunt oamenii, în mediul online așa cum sunteți voi, folosind mijloace de comunicare cât mai adecvate, cât mai potrivite pentru perioada aceasta. Camerele, de exemplu, camerele pe care le emitem sunt donate de voi, așadar voi ați fost unii din oamenii care ați crezut în misiunea noastră și ați investit în această viziune a noastră de a fi și în mediul online. Suntem formatori de opinie, ne asumăm rolul acesta, vrem să creștem în segmentul acesta și gândindu-mă la ce se întâmplă acum în lume, la modul în care ideologia de gen pătrunde și contaminează așa de mult copiii noștri, ne dorim să fim implicați în procesul acesta de influențare a deciziilor. Chemăm oameni politici, chemăm primarul orașului, chemăm dascăl, chemăm ministri, chemăm orice om ia o decizie, îi expunem față în față cu legile pe care le dau și cu adevărurile Scripturii și în felul acesta sperăm să reușim să formăm convingeri corecte ale oamenilor. Da, din sediul acesta micuț, cred că rugăciunile noastre vor fi ascultate. Ne rugăm pentru un sediu mai mare și dorim să ne mutăm într-un spațiu mai mare în care să putem să fim și mai expresivi, și mai folositori, și mai prezenți. Dacă e să mă întreb ce-mi doresc cu adevărat pe lângă sediu,
e oameni. Anul trecut a fost un an în care am numărat doar pe Facebook 2.500.000 de vizitatori care au vizualizat și au ascultat emisiunile noastre. În afară de YouTube, în afară de site, în afară de podcasturile noastre, sunt milioane de oameni care au fost dincolo de tot ce ne-am imaginat. Dar numărăm toate aceste milioane, m-am gândit de ce am visat doar la 2.000.000. Câte voturi aveam nevoie ca să treacă legea, modificarea Constituției? 5.000.000? Dacă am fi avut 5 milioane de oameni care să fie informați corect, care să înțeleagă de fapt ce valoros este să avem trecut în Constituția României o femeie și un bărbat, oare nu ar fi fost altfel lucrurile? De ce nu am țintit mai sus? Ce ar fi 5 milioane de oameni care să audă aceste mesaje și ale căror păreri și convingeri să fie influențate de adevărul Scripturii și să poată lua decizii corecte pentru generația următoare? Și pentru că mă gândesc la generația viitoare și n-ar trebui să gândim doar în prezent, mă gândesc la alți jurnaliști care trebuie să se formeze. Să știi că acesta e un proiect foarte drag al inimii mele, Școala Radio, la care lucrez acum și încerc să caut colaboratori și trainer și oameni care să vină alături de noi și să conturăm ce înseamnă jurnalism creștin, ce înseamnă un radio online sau cum să fii prezent în mediul online sau FM într-un mod relevant, într-un mod puternic, cum să-ți exerciți influența pe care Dumnezeu ți-a dat-o în așa fel încât să atingi cât mai mulți oameni care să fie transformați de puterea lui Dumnezeu. Cum astea sunt proiectele pe care le avem. Da, sediul nou doar ca o platformă pentru proiectele pe care le avem, noi proiecte în care să se vadă puterea lui Dumnezeu, implicarea lui în societate, în probleme directe, refugiații. La noi chiar e o problemă cu refugiații. Sunt foarte mulți pentru că e o localitate apropiată de graniță. Mulți folosesc Timișoara ca un tranzit și sunt sute de voluntari, sunt sute de migranți. Inițial am început să mutăm proiectul de la spitale spre migranți pentru că în felul acesta puteam să facem ceva. Vreo 200 de migranți au primit pachete de la noi cu Noul Testament în limba arabă. Acum lucrăm mai mult cu bisericile care i-au preluat și le asigură masă caldă. În perioada de carantină n-am mai putut asigura absolut nimic, toată lumea a stat în casă, dar am păstrat oarecum legătura cu ei. Proiecte sociale se vor ivi și suntem deschiși cu toate antenele pornite în așa fel încât să fim prezenți acolo unde arde și e nevoie. Dar înțelegem că mâncarea o oferim doar ca oamenii aceștia să înțeleagă că sunt iubiți și sunt importanți și ca o valoare și ca o demnitate umană. Și că facem lucrul acesta pentru că Hristos a făcut pentru noi cel mai mare gest din istorie și a dat viața pentru noi. Iar noi ca radio pornim mai departe această bătălie a ideilor, a ideologiilor în care vrem să vorbim adevărul și să-l spunem așa de clar și pe șleau cu toate consecințele de rigoare. Încă putem să vorbim liber, Cătălin, și am risipit această oportunitate dacă nu am vorbit liber și deschis despre bătălia aceasta. Trebuie să menționez aportul vostru extraordinar pe care l-ați avut atât în perioada referendului pentru căsătorie, a fost o perioadă de 3 ani și ceva în care voi ați fost la fel ca și noi, de altfel în linia întâi ați prezentat. Numai eu mi-aduc aminte de câte ori am fost la voi la studio și am discutat despre noutățile din vremea respectivă. De asemenea, tot ce a însemnat ideologia de gen, tot ce înseamnă de fapt lupta aceasta pentru educația sănătoasă a copiilor noștri, tot ce înseamnă activitățile pro-viață. Dacă mi-aduc aminte de felul în care ați prezentat în cele 40 de zile de viață pe care încă se făceau la maternitatea Udobești, da, o activitate foarte intensă. A fost implicat practic în tot ce a însemnat Marșul pentru Viață, activitățile acestea la nivel național pe care și voi le-ați prezentat. De asemenea, ca un cuvânt de mare apreciere este pentru voi că n-ați evitat niciun subiect. Nu am văzut un subiect pe care să-l evitați, un subiect care nu poate să nu poată fi discutat, să nu poată fi pus față în față cu Sfânta Scriptură și asta este un mare lucru. Deci, a spune că corectitudinea politică nu vă este, să spunem, atât de cunoscută la voi, nu se practică corectitudinea politică, ce ați avut de zis, a zis, ați suportat și consecințele atunci când a fost nevoie. A suportat cunoștințele, consecințele și asta este mare lucru și pentru treaba aceasta vă felicit și mă rog Domnului ca voi să rămâneți în continuare verticali, să rămâneți gata să mărturisiți în continuare adevărul, indiferent de ce va veni din față. Cristina, ne apropiem de încheiere și aș vrea să terminăm așa într-un mod încurajator. Toată această discuție pe care am avut-o
Pentru mine reprezintă o mărturie a ceea ce Dumnezeu a făcut prin voi în locul acela, în orașul acela și acum la nivel național și internațional, da? Prin activitățile pe care le faceți. Deci pentru mine toată această discuție este o mărturisire publică a lucrării lui Dumnezeu, a modului în care Dumnezeu s-a folosit de voi, s-a folosit de vocile voastre, de imaginea voastră, ca lucrarea lui să fie dusă la bun sfârșit. Dumnezeu încă mai are de lucru cu voi și El se va îngriji de voi și așa cum o face și de noi de altfel și vă va da tot ce vă trebuie ca să puteți duce această lucrare. Acum, Cristina, pentru că vreau ca această emisiune să se încheie cu o chemare, cu un îndemn în a motiva pe cei care ne ascultă, care ne văd acum, să înțeleagă nevoia aceasta de implicare a lor. Se poate face o informare corectă, se poate face activitate mediatică creștină la nivel, să spunem, național, fără nicio problemă, dacă fiecare dintre cei care ne ascultă ne urmăresc. Aș vrea să văd mai multă implicare, mai mult suport, așa că te rog să îmi răspund la întrebarea simplă pe care o poate spune un ascultător de-al vostru, un privitor de-al nostru. Și întrebarea este următoare. Cum aș putea eu să fiu de folos lucrării voastre, aceea de a duce Evanghelia până la marginea pământului, prin ceea ce face Radio Vocea Evangheliei Timișoara? Aș începe cu cel mai important lucru, cu dedicarea față de El. Dumnezeu nu are nevoie de oameni talentați, nici de deștepții pământului, nici de bogații pământului, nu că îi respinge pe aceștia, tot El îi face și pe cei care sunt bogați sau deștepți. Ci Dumnezeu cheamă oameni care să fie dispuși să se dedice. Dacă ne amintim de băiețelul cu pâinea și peștișorii, dacă ar fi avut 100 de pâini, ar fi hrănit mai mult, tot nu reușeau să ajungă la 5.000 de oameni. Până la urmă, urmei, nu câte resurse ai, dacă vrei să ajuți, e important să fii dispus să te pui pe tine însuți în slujba lui Dumnezeu, să înțelegi că El te cheamă, nu te cheamă Cătălin sau Cristina sau cineva te cheamă să vii să susții o anumită instituție media, ci Dumnezeu însuși te cheamă, așa cum măgărușul care l-a purtat pe Hristos pe porțile Ierusalimului a avut așa un mesaj simplu. Ucenicii s-au dus și a zis: Domnul are trebuință de El, Domnul are trebuință de tine, s-ar descurca și fără mine și fără oricare dintre noi, a Lui sunt toate resursele de pe acest pământ, doar că ne face nouă onoarea să ne invite să fim parteneri împreună cu El în lucrarea aceasta. Și i-aș adresa o provocare celui care ne urmărește și aș vrea să-i spun că într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu caută oameni, să ceriși mane, lucrător puțin. Dacă auzi această chemare, să știi că Dumnezeu îți vorbește și te invită să îți pese de ceilalți oameni în primul rând și să faci din Evanghelie prioritatea vieții tale. Și dacă faci lucrul acesta, o mulțime de oportunități se vor deschide, să împărtășești Evanghelia, să susții lucrări creștine, să te implici, fie financiar, fie voluntar, fie să înveți mai multe lucruri, cum să transmiți online, fie chiar doar să partajezi materialele care sunt pe canalele media creștine, doar să dai partajare responsabilă pe materialele de pe canalele și deja e o asumare de poziție pe care o faci. Dar toate acțiunile aceste exterioare, fie că e donare, fie că e rugăciune, fie că e mărturisire, toate se subordonează unui punct central, dedicare față de Hristos. E o istorisire care vorbește despre căderea Constantinopolului și despre modul în care acesta a fost cucerit. Și se spune că la banchetul, în seara în care a fost cucerit, sultanul dădea acolo o mare petrecere și râdea de moștenirea creștinilor pe care au luat-o și nimeni nu înțelegea cum un oraș profund creștin, cum a fost Constantinopol, a putut să fie cucerit de păgâni. Și în timp ce toată creștinătatea era stupefiată de această înfrângere majoră pe care nu puteau să priceapă cum s-a putut întâmpla, sultanul benchetuia folosindu-se de toate resursele pe care le găsise acolo și în toiul petrecerii, spune o legendă legată de acest eveniment, în toiul petrecerii a văzut o mână. Nu știu dacă se potrivește exact cu istorisirea din Daniel, dar în orice caz n-a știut, am gâlbenit, n-a știut cum să interpreteze și au chemat un bătrân călugăr care era acolo și acesta a cerut un răgaz de 3 zile să se roage. După 3 zile a venit cu răspunsul și a zis: Sultane, am răspuns din partea lui Dumnezeu. Mâna pe care ai văzut-o sunt de fapt 5. Și spune Dumnezeu în felul următor: să nu te mândrești că ai cucerit cetatea asta, pentru că dacă ar fi fost în ea 5 oameni care să-L iubească cu adevărat pe Dumnezeu și să-I slujească, n-ai fi pus piciorul aici. Că e legendă, că e adevărat, nu știu. Dar dacă ar fi fost în Sodoma și Gomora 10 oameni neprihăniți, n-ar fi picat.
dacă în țara noastră s-ar găsi până la urmă un om care să stea în spărtură, țara noastră ar fi scăpată de toată mizeria și tot vălugul care vine. Iar provocarea pe care o lansez e pentru toți cei care urmăresc discuția noastră. Vrei să fii tu omul acela care stă la dispoziția lui Dumnezeu și pentru care țara aceasta să fie mântuită și să fie scăpată? Vrei să fii omul acela pe care Dumnezeu să-l folosească în generația ta? Nu trebuie să fii nici grozav, nici cu o carismă extraordinară, nici bun de gură, nici genial. Trebuie pur și simplu să zici: Doamne, sunt aici, folosește-mă așa cum sunt la dispoziția ta, cheamă-mă în ce vrei tu. Și dacă ai urmărit emisiunea aceasta noastră și Dumnezeu te cheamă să te implici în media, să știi că nevoia este mare. Caută-ne, scrie-ne pe Facebook, contactează-ne într-un anumit fel, spune care este darul cu care tu vrei să te implici și din toate aceste lucruri Dumnezeu să fie onorat, împărăția Lui să crească, țara aceasta să fie binecuvântată și noi să creștem împreună văzând cum lucrează Dumnezeu în noi și prin noi. Slavă Domnului! Mulțumesc foarte mult, Cristina! A fost o onoare pentru mine să stau de vorbă cu tine la această și eu mulțumesc, Cătălin, aniversare. Am discutat de multe ori, dar uite că m-am bucurat să pot marca și eu împreună cu echipa Producens Media acest moment, această bucurie a voastră, să ne bucurăm împreună cu voi și de asemenea să ne asumăm în continuare dorința aceasta noastră de a fi parte a lucrării voastre, să lucrăm împreună, să ducem mai departe Evanghelia până la marginile pământului și de asemenea să ne ducem chemarea aceasta până la capăt. Știm că nu este ușor, dar Dumnezeu este la cârma Universului și El se va îngriji de toate nevoile noastre. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu, Cătălin, mulțumesc! Binecuvântare peste aceste lucrări în care Dumnezeu este proprietarul, este Cel care trebuie să-și ia onoarea din cel mai mic lucru făcut. Stimați prieteni, încheiem acum emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim foarte mult pentru că și de data aceasta ați fost prezenți în fața minților ecrane. Vă mulțumim că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!